Printr-un proiect de lege inițiat de USR și susținut de aleșii PSD, se urmărește eliminarea practicii plicul pentru medic. Dacă proiectul va fi aprobat de Camera Deputaților, pacienții vor putea să ofere donații doar unității sanitare unde au fost îngrijiți, nu și medicilor. Donațiile primite urmează să se afișeze în fiecare lună pe o pagină web creată de Ministerul Sănătății. Deși nu pot fi culpabilizați toți doctorii, statul român a profitat de perpetuarea acestei cutume, lăsând în grija pacienților o parte din responsabilitatea ce îi corespunde. Optima și eficientă susținere financiară a sistemului românesc de sănătate, spun inițiatorii proiectului. În Alta Curte de Casație și Justiție a statuat că fapta medicului angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate de a primi plăți suplimentare sau donații de la pacienți nu constituie exercitarea unui drept recunoscut de lege. Astfel, potrivit noului proiect de lege, medicilor nu li se mai permite să primească plăți suplimentare sau donații.